România a făcut pași mici, dar sigur în zona de digitalizare. Deși există progrese semnificative, țara cu o viteză a internetului de invidiată a rămas în urmă față de vecini. Cu toate acestea, România dispune în acest moment de mai multe tipuri de fonduri europene pentru digitalizare. Acum încercăm să recuperăm în trei ani decalajul de 15 ani pe care îl are România față de celelalte state membre dezvoltate, spune ministrul digitalizării Bogdan Ivan. Este un decalaj uriaș al României față de celelalte membre, state membre dezvoltate undeva la aproximativ 15 ani. Ceea ce am început noi să facem de anul trecut, alte state foarte dezvoltate au început să facă de acum 20 de ani. Mă refer la Estonia, la Danemarca, Polonia, Portugalia, iar noi încercăm să recuperăm acest decalaj undeva în 3 ani aproximativ. Majoritatea cetățenilor au un nivel foarte scăzut de competențe digitale de bază în comparație cu media Europei. Cu doar 27,7% dintre cetățeni ce dețin competențe digitale de bază sau avansate, România se situează pe ultimul loc în ceea ce privește digitalizarea comparativ cu toate celelalte țări din Uniunea Europeană. Acum eforturile Ministerului Digitalizării depășesc cu mult viziunea asupra modernizării României cu care ne-am obișnuit până acum. Ministrul Digitalizării Bogdan Ivan împreună cu săi colegi lucrează cu multă trudă la claudul guvernamental. Lucrăm la migrarea bazelor de date în claudul guvernamental. Ceea ce înseamnă că toate acele baze de date care se vor interconecta ca să furnizeze servicii așa, lucrăm deja, o parte le facem in-house, o parte facem achiziție publică și am luat bani europeni ca să 180 de milioane de euro și demarăm în septembrie achiziția publică pentru sistemele foarte mari ale statului român, iar undeva în aproximativ un an de zile toate vor fi migrate în cloudul guvernamental. Tot ministrul digitalizării anunță că este pentru prima dată în 10 ani când putem discuta despre conceptul de cloud la un nivel practic. Cel mai important livrabil care e coloana vertebrală a transformării digitale a statului român este cloudul guvernamental. Aici avem două componente extrem de importante, cloud inter și cloud dedicat. La finalul lunii septembrie o să anunțăm și o să fie un eveniment foarte mare. Pentru prima dată, după 10 ani de când se vorbește despre conceptul de cloud, acum o să fie și operațional. Pentru a avea o singură interfață de a nu mai încurca pe oameni și de a-i trimite la 10 ghișee virtuale în 10 pagini de internet unde să-și facă 10 conturi cu 10 parole, suntem în situația în care am semnat în luna aprilie contractul pentru aplicația unică a statului român, punctul unic de contact, în care acum lucrăm la el, o să avem o versiune beta până la finalul acestui an, în care o parte din aceste servicii, 4-5 servicii, o să fie disponibile online de la plăți online, cum este ghișeo.ro, de exemplu, care va fi interconectat acolo, până la renoire de documente, până la consultarea datelor despre contribuția la sistemul de pensii.